Suspansul în Liga a patra de fotbal Hunedoara continuă. Cinci echipe sunt în luptă pentru ocuparea primelor patru locuri, care asigură participarea în play-off, iar câștigătoarea acestuia va reprezenta județul Hunedoara în barajul de promovare pentru Liga a treia. În prima etapă disputată în acest an s-au înregistrat rezultate normale, dar și o mare surpriză, Șoimul Băița fiind învinsă pe teren propriu de CS2 Hunedoara cu 3-2. Cu toate acestea, cei de la Băița nu dezarmează și sunt convinși că vor ajunge în play-off. În Liga 4, unde ne luptăm, suntem singura comună care are o echipă de fotbal în Liga 4, ne luptăm cu ceilalți coloși ai județului din orașe și municipii, dar sper într-o clasare în play-off și acolo să ne batem pentru locul întâi, să facem cinste comunii noastre că putem să o ridicăm și prin sport. În antepenultima etapă din sezonul regular, Șoimul Băița, care a rămas cu 28 de puncte și a coborât pe locul 5, va juca sâmbătă 2 aprilie de la ora 11 la a doua clasată, CSM Vulcan. Echipa din Vale are 34 de puncte, la fel ca și liderul, retezatul Hațeg, diferența fiind făcută de golaveraj. Hațegul va juca tot sâmbătă și tot de la ora 11 la Dacia Orăștie, părând a avea prima șansă în aceea zi și la aceeași oră, urmând a se disputa și partida dintre Gloria Giurgiu, a treia clasată cu 29 de puncte, și Lanterna Roșie, Minerul Hurican. Duminică 3 aprilie de la ora 11, Inter Petri, la poziția a treia cu 30 de puncte, se va deplasa la Hunedoara, fiind posibile surprize și în acest joc, în vreme ce partida dintre CSM 2 Deva și Victoria Călan din acea zi și de la aceeași oră nu are implicații pentru partea superioară a ierarhiei. Chiar și în aceste condiții, cei de la Băița cred că vor putea ajunge nu doar în play-off, ci și să câștige campionatul, urmând a reprezenta județul Hunedoara în barajul de promovare pentru Liga a treia. Dacă ajunge Șoimul la baraj, ce faceți? Sigur nu o să ne predăm. Merem, jucăm, ne jucăm șansa. Pe urmă vom vedea. Dacă vom obține vreo finanțare care să putem continua în altă ligă, sigur că nu ne dăm la o parte. Dacă nu, o să continuăm în Liga 4. În ceea ce privește Liga 5, Zarandul Crișor a terminat turul pe primul loc, având un punct în fața celei de-a doua clasate, Măgura Pui. În prima rundă din retur, duminică 3 aprilie, de la ora 11, Crișorul va juca acasă cu Real Sânt Andrei, iar echipa din Pui se va deplasa la Unirea General Bertlo, primele două clasate fiind favorite în aceste jocuri, în vreme ce Ponorul Vața stă.